Bună ziua, doamnelor, domnilor! Eu sunt Gheorghe Bobeche, jurnalist independent moldovean, acreditat la Consiliul Europei și astăzi invitatul meu este domnul Liv Vovc, vicepreședintele Platformei Mitate și Adevăr de Republica Moldova, membru Delegației Republicii Moldova la Forumul Democrației de la Strasburg. Bună ziua, domnule Livu, bine ați venit aici în studioul Consiliului Europei. Bună ziua și bine v-am găsit. Deci vă văd astăzi la Strasburg, sunteți un reprezentant a unui partid cu adevărat democratic. Știm că după sondajele care sunt în Republica Moldova, promovați cu adevărat democrație, și iată sunteți astăzi la Strasburg, să mai luați din experiența și din alte țări. Și anume, vreau să vă întreb ce ați învățat nou. La problemele democrației europene, aici la Strasburg. De fapt, eu sunt abia acum prima dată aici la Strasburg, însă membrii platformei de și adevăr și au fost deja de mai multe ori, au discutat aici, au dus tratative pentru soluționarea unor probleme din Republica Moldova. Ceea ce am reușit să învățăm pe parcursul acestui forum mondial al democrației este cum am putea să implicăm tinerii. În acțiunile civice și politice, pentru că, după cum s-a văzut și la ultimele alegeri, dar și la toate alegerile de la căpătarea independenței încoace, tinerii nu se implică nici în politică, dar și la vot ies într-un număr mic. Astfel că aici am primit răspunsuri care este situația în toată Europa și am văzut că este aceeași problemă. Iar soluțiile sunt ca să începem o educație civică ca atare din școală pentru a învăța ce înseamnă democrația, cum trebuie să-ți iubești țara și cum trebuie să iubești democrația și cum să implicăm tinerii de în timpul școlii în activități civice, iar apoi în activități politice. O altă problemă importantă, de asemenea, a fost despre faptul media. Ce se întâmplă cu media și cu știrile mincinoase, manipulatorii. Iar doamna Iana din Kosovo a avut un speech foarte important și a explicat exact ceea ce se întâmplă la noi acum în Republica Moldova, cum o media manipulează și atacă media independentă, cum doar o persoană dirigează tot, iar jurnaliștii independenți sunt uh, intimidați. O Același lucru se întâmplă la noi și chiar am luat și contacte cu dumneei ei pentru a i ajuta pe ei să vină în Republica Moldova și a ajuta cetățenii și media independentă din Republica Moldova să prospere și să poată supraviețui față de intimidările care vin din partea guvernării. Aici la Strasburg am observat că zilnic se organizează laboratoare. Iată, Aș vrea să vă întreb ce ați discutat sau ce veți discuta și pe parcursul zilei de astăzi și mâine aici la Strasburg, privitor la problemele democrației. De fapt, după acest interviu urmează să mergem la un laborator unde se va discuta despre știrile fake, știrile mincinoase. Ceea ce este foarte important pentru noi să discutăm această temă și să vedem ce soluții s-au găsit în alte state, pentru că, pe lângă faptul că media în Republica Moldova este acaparată circa 80% de către un singur oligarh, Uh, mai sunt și fabrici de troli. Cei ce are Putin în Rusia, uite că s-a găsit o persoană și în Republica Moldova să-și facă fabrica sa, sa de troli care pe Facebook să posteze în fiecare zi. Iar cetățenilor simple este foarte greu să lupte cu această manipulare care se întâmplă. Astfel, că acest panel de discuții care va avea loc va fi foarte important și sunt sigur că vă, după aceasta voi transmite un mesaj cetățenilor cum trebuie să luptăm și ce acțiuni trebuie să facem pentru a informa cetățenii de rând. Cu cine v-ați mai întâlnit din persoanele politice importante aici la Strasburg? Și ce ați luat ca învățăminte din lor, lor de cuvânt? ce v-au sfătuit pe voi tinerii de Republica Moldova, în genere pe tinerii mondiali, fiindcă acest forum este mondial, participă nu numai reprezentanți din cele 47 țări ale Consiliului Europei, dar sunt și din Tunisia, Maroc și din alte țări. Iată ce v-au povestit din experiența poate a lor proprii în alții demnitarii europeni. E vorba de, am înțeles că a vorbit în fața dumneavoastră secretarul general al Consiliului Europei, England. au vorbit și alți demnitari de rang european. Desigur, tema acestui forum, principala tema acestui forum este populismul și lupta cu populismul ceea ce au spus și înalții demnitari este faptul că la ultimele alegeri s-a demonstrat că partidele populiste au ajuns până la 19% să câștige la aceste alegeri, ceea ce este un număr foarte mare de voturi primite. Iar acum partidele democrate trebuie să se gândească cum să lupte cu acest lucru și să întoarcă aceste voturi, să convingă oamenii că nu trebuie să asculți populiștii, dar trebuie să ascult soluții concrete, pentru că o soluție niciodată nu va fi una ușoară, ceea ce au spus și ei. O soluție corectă tot timpul va fi complicată. Să analizăm ce s-a întâmplat în Europa în ultimul timp. Brexit, care s-a întâmplat din cauza manipulării Catalonia. Și asta asta și-am vrut să spun. A doua, cea mai recentă, este Catalonia, unde populiștii au încercat să obțină independența, indiferent de ceea ce scrie în Constituție, de ceea ce scrie în legislația Spaniei. Acest lucru nu este admisibil. Este important ca cetățenii să lupte pentru democrație și să nu asculte populiștii. Chiar și în Republica Moldova avem această problemă, de aia acest forum a fost foarte folositor pentru noi, pentru că recent am avut alegeri prezidențiale, unde Plahotniuc cu Dodon, făcând corp comun și manipulând societatea, venind cu lucruri populiste, au fentat și au luat 52%. Credeți că nivelul de sărăcie din Republica Moldova face să crească populismul? Desigur, o Popor înfometat, un popor sărac este mult mai ușor de manipulat. Însă, începând cu 2015 încoace, când am organizat primele proteste, când am văzut că pe 6 septembrie au ieșit circa 100.000 de persoane în piață, am înțeles că chiar și un popor înfometat nu poate fi manipulat până la capăt. Iar este important cei care înțeleg realitatea să-i ajute și pe ceilalți să înțeleagă și împreună să putem face ca la viitoarele alegeri parlamentare să câștigăm o majoritate și să... Începem reformele într-adevăr, nu doar niște reforme mimate, cei ce vedem de la 2009 încoace, dar niște reforme reale, pentru că este posibil. Vreau să spun că la acel protest de la 6 septembrie am participat și eu și am rămas foarte satisfăcut de acea mare, de oameni. Atunci... Avocata Ana Ursache, că eu mai întâi am fost la Academie, unde trebuia să pornească grupul lui Petrenco, cu toți partașii lui din Partidul Moldova noastră, însă n-au fost lăsați. Știm pe parcurs ce s-a întâmplat cu Petrenco. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră ca vicepreședinte a Platformei Demnitate și Adevăr, iată, cum dumneavoastră comentați toate cele ce s-a întâmplat? trei altele vreau să menționez. Petrencu este membru asociat de onoare a adunării parlamentare a Consiliului Europei și la sfârșit s-a mânat medală de onoare a PCE. Cum dumneavoastră socotiți tot ce s-a întâmplat cu el? A fost un joc politic? Vreau să aflu părerea dumneavoastră din, de acolo, din Moldova. Ei bine, nu este unicul caz și știm foarte bine că justiția în Republica Moldova nu există. O, la moment procuratura, instituțiile judecătorești toate lucrează la ordinul unei singure persoane, nu conform buchei legii, dar conform telefonului care vine de pe strada Cantemir. din această cauză este clar și nu doar Petrenco, chiar și doamna Ana Ursachi este nevoit acum să se află în Europa pentru că acasă au deschis dosare penale fabricate doar pentru a nu-i permite să lupte pentru democrație în Republica Moldova. La fel se întâmplă și cu platforma Demnitate și Adevăr unde mai mulți membri de organizații sunt intimidați, sunt presați pentru a se retrage din viața politică și pentru a nu mai încerca să schimbe ceva în Republica Moldova. Ceea ce trebuie să înțelegem că aceste lucruri trebuie să ne facă mai puternici. Pentru că altfel nu este posibil. Trebuie să luptăm pentru că acum trebuie făcută schimbarea. Dacă nu facem acum, nu mai avem nicio șansă. Am citit câteva luni în urmă, în urma unui protest de al dumneavoastră organizat la Chișinău, o părere așa pesimistă a domnului Andrei Anastase, care Chiar a spus, de ce nu veniți voi tineri la proteste? De ce vin numai cei de vârsta a treia? Vreau să vă întreb pe dumneavoastră ce trebuie făcut în Moldova ca să animăm să zicem și pe tineri să fie mult mai energici, să fie mult mai activi în viața de toate zile, mai ales cea politică. E bine, despre asta am discutat și la începutul acestui interviu, dar vreau să mai concretizez un lucru. Protestele din 2015 au fost începute de către Dinu Prângău, de către mine, de către Inga și Grigoriu, care suntem tineri. Adică această mișcare protestatară tot și-a început din inima tinerilor. Ori de pe parcursul istorilor s-a demonstrat că în timpurile grele tinerii au fost cei care luau inițiativa. Sunt sigur că și acum, atunci când va fi nevoie, tinerii se vor mobiliza și se vor implica activ. Să luăm un exemplu ceea ce, ce s-a întâmplat și la prezidențială. În turul 2, tinerii, chiar și dacă le-a fost blocat accesul să voteze în cadrul universităților, s-au mobilizat, au plecat acasă fiecare în raionul său pentru a vota și pentru a susține candidatul comun la prezidențiale. Sunt sigur că tinerii înțeleg foarte bine ce se întâmplă în Republica Moldova. Cu regret, o mare parte din ei aleg străinătate acum, dar cultura noastră totuși ne face să ne iubim țara un rând de ne-am aflat. Și sunt sigur că din orice colț al lumii ei vor face tot posibilul ca Republica Moldova să devină o țară mai prosperă. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră ce l-am întrebat și pe domnul Viorel Cibotaru. aduceți vă vă rog, trei argumente pro și trei contra dacă Republica Moldova este o țară democratică? Republica Moldova, la moment nu este o țară democratică și, democratică, și argumente pro nu o să vă dau. Însă, argumente contra sunt și mai mult de trei. Ceea ce putem vorbi, un caz important este cazul Domnicăi Manole, da. judecătoare care acum este persecutată din cauza că s-a expus asupra. Referendumului de modificare a Constituției. Cei ce se întâmplă cu protestatarii. Avem uh, mulți tineri care au fost arestați parcursul protestelor din 2015 până încoace, care acum sunt purtați pe drumuri prin judecătorii pentru a intimida și a, nu, a le oprit tot entuziasmul de a lupta pentru demnitate și adevăr. Ce se întâmplă cu televiziunea din Republica Moldova? Deja m-am expus și cred că nu trebuie să repet tot ceea ce am spus. Și multe alte lucruri care demonstrează că Republica Moldova la moment nu este un stat democratic, dar este un stat oligarhic care se, iar toată puterea se află în mâna unei singure persoane. Ca final putem spune despre Parlament. O majoritate cumpărată, aceasta nu este democrație. Ori acei deputați au fost votați pe liste de partide care reprezentau interesele anumitor cetățeni. Acum ei nu reprezintă acei cetățeni, dar reprezintă o singură persoană. Platforma mitate și Adevăr tot timpul este învinuită că, că nu propagă unirea. Așa să fie oare? E bine. Trebuie să fim uh, realiști, să înțelegem uh, cei mai unioniști oameni sunt și la noi în echipă. Ca exemplu este Dinu Plângău, care este la noi președintele organizației de tineret, mai nou ales. Um, nu trebuie să fii, să strigi unirea. Unirea trebuie făcută. Iar persoane care se declară români, pentru că nimeni nu spune că vorbim o altă limbă decât cea română sau că istoria noastră ar fi alta, ăștia sunt în platforma de unitate și adevăr. Fiindcă de ce v-am întrebat, am citit de ună o părere de a deputatului român Constantin Codreanu, care este născut în Basarabia, că ar fi bine ca guvernul României să le interzică cetățenia română celor care sunt partașii lui Dodon. Care este părerea dumneavoastră? Sunteți de acord? Eu sunt sigur că guvernul României nu va face acest lucru pentru că ei au multe minorități etnice chiar pe teritoriul lor care conviețuiesc și totul este în limitele legale și aceste minorități etnice trăiesc în, în România, mai ales când vorbești despre niște frați cei care mai sunt rătăciți și de ăștia recunosc, sunt mulți încă în Republica Moldova, trebuie convinși. Dar trebuie convinși prin fapte, nu cu biciul așa cum făceau pe timpuri Uniunea Sovietică, dar prin dragoste, prin exemple, prin ajutor și atunci sunt sigur că acești care acum încă sunt rătăciți își vor schimba viziunile și față de România. Și ultima întrebare, domnule Liviu, iată, credeți în viitorul Republicii Moldova și unde ați vedea dumneavoastră Republica Moldova peste 10-20 de ani? Iată, Basescu, de exemplu, el vede Republica Moldova într-o țară reunită, România Mare. Dar dumneavoastră, cei de la platforma Demnitate și Adevăr, iată aici și o întrebări: cum vedeți Republica Moldova? Care ar fi adevărul acela care ar trebui să-l primim cu toții peste 10-15 ani? Sigur, dumneavoastră aici aflat la Strasburg, călătoriți și la Bruxelles și cunoașteți foarte bine ce ce spun uh, reprezentanții Uniunii Europene, reprezentanții NATO. Uh, inclusiv acest lucru spune și domnul Iohannis, președintele României. Republica Moldova trebuie să fie alături de România în Uniunea Europeană. Și la moment, uh, cred că este mult mai posibil integrarea în Uniunea Europeană decât... Uh, un stat oligarhic să fie luat sub aripa unui stat european. Domnule Liviu, vă mulțumesc mult pentru acest interviu și vă invit la alte interviuri aici în studioul Consiliului Europei. Mare plăcere, vă mulțumesc mult pentru invitație.